Salutare și bine v-am găsit la un nou video. În acest video o să vă prezint din nou iepurii cu care am rămas și o să vă arăt și celelalte animale. Și ce vreau să vă spun, am vândut femela cea fluture pe care o aveam. Am vândut-o astăzi. Azi dimineața a venit cineva după ea și am dat-o. Aici este masculul, ia uitați-l, și pe el cred că o să-l vând, pentru că vreau să-mi iau alți iepuri, să am iepuri noi în gospodărie, așa că o să-mi iau alți iepuri, poate pe el o să-l țin, dar nu sunt sigur, și mai mult cred că o să-l vând. Deci, am atâta la iepuri. Aici trebuie să mai fac curat, să scot astea, să fac curat, trebuie să fac curat și la femelă și la mascul. Și aici din nou trebuie să scot toate. Aici sunt găinile, o parte din ele, câteva au sărit peste gard. Ia uitați. Ia uitați. Doar câteva am aici. Ia uitați ca și ouă. Mauă, ouă. Aici este liber, aș putea să-l țin iepuri aici. Și aici o să-mi țin iepuri. Așa că cam acestea sunt nemăluțele și o să vă arăt și porcul. Ia uitați, aici este porcul. Uitați ce mare este. Acum, peste vreo 3-4 zile, o să-l sacrific. Ia uitați-l ce mare este. Este mare și frumos. Multă carne pe el. Așa că haideți că revin la iepuri. Am revenit din nou la iepuraș. Uitați masculul. Așa că cam acesta a fost videoul. Oricum, acum parcă nu mai am nici chef să postez videoclipuri dacă am doar un iepure sau... Dar dacă așa, cam în 2 săptămâni sau și mai puțin, o să mă achiziționez iepurii și apoi o să am mai mulți iepuri. Îmi achiziționez vreo 5 iepurași ca să am mai mult și să am o gospodărie mai plină cu animale. O mini fermă. Așa că cam acesta a fost videoul. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube, Alin și Iepuri. Vă salut!